În mod absolut sigur ați auzit-o asta. Bă, eu nu mă mai uit la televizor sau bă, eu nici măcar nu mai am televizor. <coughs> Afirmații însoțite de obicei de o grimasă jumate arogantă, jumate jenată, așa de parcă subiectul însuși este unul rușinos. Sau bă, eu mă uit doar pe Netflix și din când în când pe National Geographic. Sau mă uit pe Digi din când în când, doar atunci când e ceva important. Ați auzit des astea, așa e? Eu unul le-am auzit de mi s-a făcut scârbă, mai ales dacă aveți prieteni mai hipsterași, sigur știți despre ce vorbesc. Și atunci, normal că stai și te întrebi, păi bă, atunci cine se mai uită la televizor de fac ăștia, mai ales emisiunile de kiloțăreală, alea cele mai penale, audiențe de ordinul milioanelor? Stați așa, că vin imediat și cu date și cu demografice și am să vă demonstrez asta. Ajungem și acolo. Bun, mai există încă una, la fel de cunoscută. Pa, ăia bătrân se uită la televizor, ăștia tineri stau pe telefon. Asta e posibil să fie mai adevărată, dar cât de adevărată? Vom încerca să aflăm în acest video. Și vom mai încerca să aflăm ceva, cât timp stăm pe telefon și mai important, ce anume consumăm de fapt pe telefon. Nu cumva îl înlocuim pe dracu ca să dăm de măsa? Să o luăm metodic și să începem cu televizorul. Ăla cu bă, eu nu mă uit sau nu am. Eu uite aici, o luăm metodic cu topul celor mai vizionate programe. Dacă vă întrebați da, cât de corecte sunt aceste date, vă garantez 100% că sunt corecte. De ce? Pentru că aceste date sunt monitorizate nu numai de către televiziuni, ci și de către dealerii de publicitate. Este ca povestea cu aselenizarea. Stați liniștiți că dacă americanii n-ar fi ajuns pe lună, ar fi avut grijă maximă rușii ca toată lumea să știe chestia asta, cu doveze adevărate și cu tot ce trebuie. E, sigur că există o grămadă de șui din ăștia, mai ales pe YouTube, sau mă rog, ca să fim politicoși adepți ai teoriei conspirației, pe care nicio dovadă și nicio inferență logică nu i-ar putea convinge. Dar noi vorbim aici de date și dovezi. Așa că ăștia ar face bine să se uite în altă parte. Există destule ghicitoare, clarvăzătoare sau prezicători la care să ia aminte. Nu ne mai întindem. Sigur că aceste măsurători au o marjă de eroare, dar ea este suficient de mică, așa încât să nu influențeze semnificativ datele overall. Hai să vedem și o luăm așa de luna trecută, adică ziua în care nici iarba nu crește. Și mai țineți cont că suntem în plină luna august, Adică lumea e în concediu. Nu vreți să știți cum e prin noiembrie, când plouă și lumea e acasă. Distracție de popor sărac. Am să explic și chestia asta la un moment dat. Deci, luni, pe primul loc, la sfierbinți cu 1.582.000 de spectatori. Și treaba merge mai departe cu știrile sportive. Știți, alea în care aflăm ce fotbalist s-a mai cuplat cu ce pițipoancă, cine a mai pognit pe cine, chestii din astea serioase și în principiu mai toate legate în teorie de un campionat intern de fotbal care nu există. 844.000 de, de privitori unici. Mireasa din Istanbul, 686.000. Ce spun românii? 638.000. E bine, nu? Hai cu marți, din nou la sfierbinți cu aproape 1 milion și jumătate. Și am să vă mai spicuiesc câteva. Poftiți la neamarin, nu știu ce e asta, 640.000. Puterea dragostei, 616.000. Nici asta nu știu ce e. Miercuri, tot în genul ăsta, tot consum foarte mare. Știrile cu morți, accidente și violuri fac și ele binișor peste 600 de mii. De fapt, știrile de la ora 5, alea celebre, au băgat doar miercuri 685 de mii. În mijlocul unei săptămâni din luna august, când ai zice că oamenii au chestii mai bune de făcut. Bă, mi se scoală părul în cap când aud vocile alea grave, pe tonuri grave de mormântare, care vorbesc despre șosele însângerate și cetățeni alcoolici care s-au scăpat în casă la o bătrână prin satele vaisteaua lor ale României europene. Stați liniștiți că nici alea de la șapte, alea principale ale zilei, nu-s departe. Am stat într-o zi ca boul să mă uit și să zic, din 10 știri, 2-3 erau reclamă ascunsă, adică boturi, cum se mai numesc ele în limbaj de specialitate, 3 erau cancan, -can, absolut irelevant, 2-3 erau combinații politice cu postul respectiv și restul accidente, crime și violuri. Sigur, proporțiile se pot schimba, dar topicurile rămân aceleași. Dar nu vă grăbiți să dați cu huo că ajungem imediat și la online, pe care unii tind să-l ridice în slăvi ca alternativă la oribilul televizor, doar pentru că este online, când de fapt el este cam același lucru. Explic imediat. Hai cu joi, aproape same. Shit. Doar că în joi aia a fost un meci de fotbal Europa League care a făcut aproape un milion și jumătate, mai puțin decât face la fierbinți de obicei. Vineri la fel, sâmbătă ceva mai slăbuț, adică prima pe listă, știrile sportive cu fotbaliști și fotomodele, doar vreun milion. De porc. Îți dai seama, era lumea la mare ca sardinele pe plajele alea de te apucă scârba de cât sunt de aglomerate, unde ai fix atâta loc cât să miroși tălpile celui din fața ta să gâlgâie berea și să sfârâie mititelul. Dar duminică treaba începe să revină la normal, că se întorc băieții șuvoaie pe autostradă. Apropo, autostrada a 2 când vine lumea înapoi de la mare e un adevărat arcade cu accidente și depășiri de ampul. Un NFS jucat de un psihopat. Brol, frate. Deci duminică știrile România TV au reușit să facă un milion de privitori unici. Băi, ești nebun? Bun, ce-am enumerat mai înainte se referă strict la săptămâna trecută. Hai să vedem și cât de adevărată este aia cu doar bătrânii se uită la televizor. Și să vedem și cam ce educație are acest public. Am luat la întâmplare miercurea trecută. Nu am timp în acest video să fac o analiză detaliată. Hai să vedem. Am luat ProTV și Antena 1, cele mai mari. 25 34 cam 10% la ambele. 35 44 20 ProTV, 15 Antena. 45, 54, 20% Pro TV, 18% Antena. Deci pe Pro TV, 55% din public are vârsta între 18 și 54 de ani, deci nu tocmai bătrâni, iar pe antenă, cam la fel. Nici Canal D, știți, ăla bazat pe telenovele turcești și kiloți nu stă rău, aproape 50% din public este din această categorie de vârstă. Hai cu educația, că și ăsta este un mit pe care îl vom face bastid. Concluziile le trageți voi. Pentru aceeași zi de Miercuri, pe Total Consum TV, cifrele arată așa. Studii inferioare, 30%, medii aproape 50%, superioare, 20%. Văleu! Primele 2% erau previzibile, dar ultimul este îngrijorător de mare. Hai să mai demolăm un mit. Acela că eu mă uit doar la Digi, că e un post serios, sobru și echilibrat. Așa o fi. Dar audiența maximă obținută de Digi în aceeași zi de Miercuri a fost de... 134.000 de, de oameni. Studio Politic, adică cea mai vizionată emisiune din ziua aia, a făcut 0,8 puncte de audiență. Și asta în condițiile în care trăim o perioadă destul de agitată cu cazul Caracal și alte orori de acest fel. La fel și cu Discovery, National Geographic sau History, care fac audiențe foarte mici. Deci cineva minte. Pe cum? Nu-i mai interesant cancanul de pe alte posturi? Asta e fix ca porcăriile alea de sondaje când îi întreabă pe oameni. Vreți să vedeți emisiuni de cultură și documentare? Da, dar nici dracu nu se uită la ele. Păi nu-i mai interesant cine și-a tras-o cu cine, ce vedeta a mai mânjit cu ruși gipanul sau big lui Iubi și alte de-astea interesante. Ne place maxim uitatul ăsta nerușinat prin gaura la emisiunea căror singură miză este dacă ăla o pipă e paia sau reușește să-i se strecoare în chiloți. De fapt, ce uitat prin gaura că-ți oferă bă, ăștia totul pe tavă? poate, poate le mai crește cota pe acțiunile pe piață și așa mai departe. Ziceți voi că nu-i mai cinstit Pornhub. Măcar acolo totul este pe față și știi cu ce ai de-a face. Ăia nu ard arrogant că fac producție de televiziune. Deci, poporul român e frate cu popoarele de limbă spaniolă din America de Sud, cu cele orientale, cu astea în care se consumă TV pe pâine. Da, în România, în realitate, consumul de TV este uriaș, indiferent cât ar vrea unii să mintă și să se mintă că nu e așa este doar ipocrizie. Avem zeci de televiziuni cu acoperire națională, probabil mai multe decât au cehii sau nemții sau alții și parcă tot mai e loc. Sunt multe explicații. Lipsa de educație devenită epidemie în România, spiritul nostru balcanic, poate, dar cea mai plauzibilă mi se pare sărăcia. Televizorul este pâinea și untul pentru cei care nu prea au alternative, ca în favelele braziliene sau ca în zonele sărace din America, ăia care se uită la televizor în miezul zilei. Ce să facă? Neamțul zice, ok, e vacanță, mă duc în Tenerife sau în Bali sau dracu mai știe unde. Și nu neamțul la putre de bogat, ci la obișnuit, care muncește de la 9 la 17, 5 zile pe săptămână. La noi ce să facă? Televizor la greu și câteva zile de buluceală pe vouchere pe litoralul nostru mizer. Și mai țineți cont de ceva legat de aceste cifre de audiență. Marile producții de divertisment și chiloțăreala din toamnă nici nu au început încă. Să vezi atunci audiențe cu adevărat de milioane sau de peste 10 milioane. Am văzut. Poate mai revenim atunci asupra subiectului să vă faceți o părere. Din păcate, în timp ce lucram la acest video, meditam la cât de aiurea gândesc oamenii. Zona lor de sondare se rezumă la câțiva prieteni din grupul lor care fie că mint, fie chiar nu consumă TV, dar realitatea este evident alta atunci când ne uităm pe bune la cifre în ansamblu. Este o inducție din aia idioată, o extrapolare gen ai văzut în București câteva zeci de BMW X6 și de aici ai tras concluzia că România bubuie de mașini scumpe și cât este lumea de plină de bani, aiure. Oricum, această realitate este susținută și de cifrele de vânzări la televizoare. Conform unui articol de și că anul trecut de Black Friday doar Emag ar fi vândut 8000 de televizoare în 15 minute. Iar atunci când am întrebat la mari producători gen Samsung și LG, Câte vând pe an? Cifrele sunt năucitori de mari. Am întrebat direct la Samsung și pot să vă transmit în mod oficial cifra. 459.000 de televizoare vândute doar anul trecut doar de către Samsung. Și tot cifra oficială, iată piața totală de televizoare vândute anul trecut, 1.600.000, adică doar în 2018 cel puțin unul din 10 români și-a cumpărat un televizor. Dar există și aici un incipient germen al schimbării, pentru că oamenii nu le mai cumpără în mod evident doar pentru conținutul penal oferit de cele mai multe stații TV. Le mai cumpără și pentru Netflix, HBO Go, Amazon Prime, YouTube și altele de acest fel. Și am să acord acestui topic câteva minute, pentru că merită. Consumul de astfel de platforme este în creștere și ăsta este un lucru bun. Să mă explic. Cred că aceste platforme au început să devină adevărata cinematografie. Și nu de acum. Pe o piață de film sufocată de superproducții cu băieții nismene și tute în costum de latex, parcă destule dintre serialele de pe Netflix sau HBO GO sunt cu adevărat conținut pentru oameni mari. Și când spun oameni mari, nu mă refer neapărat la vârsta biologică, ci la cea mentală. Serii precum Chernobyl sau Years and Years sau Black Mirror și multe, multe altele sunt imens mai bune, mai serioase, mai inteligente și adesea mai distractive decât al 1000-lea sequel al unei serii mai obosite ca un măgar stors de puteri. Sau decât al 100-lea remake al știu eu cărui film clasic. Sau decât al 11-lea episod agonizant al unei serii cu supereroi. Filme din alea de ți se usucă și ultimul neuron din cap și ți se prelinge niște scuipat din colțul gurii. Ce pare să se fi întâmplat? Păi pur și simplu tot talentul care n-a avut loc, a se citit pile, obediență, pupincurism și așa mai departe pentru a merge la Hollywood, a ajuns aici. Scenariști, actori, regizori, creatori de serii, toți au găsit un adăpost și suport sub acoperișul acestor servicii de streaming. Bravo lor, de o mie de ori bravo. Prin comparație, Hollywoodul cu producțiile sale pare depășit și plictisitor până la epuizare. Par să mai fi rămas acolo doar proxeneți lacomi care storc niște francize obosite de ultima picătură de sudoare și de sânge, de ultimul cent amărât. Excepțiile gen Once Upon a Time in Hollywood al lui Tarantino sunt atât de rare încât fac să pară deșertul și mai arid. Pe de altă parte, prin comparație, oferta acestor servicii este de-a dreptul luxuriantă. Filme, seriale, documentare, unele mai bune, altele mai proaste, dar extrem de variate, pe o mulțime de topicuri care de care mai diverse, o abundență de subiecte, abordări, tehnici și idei pentru toate gusturile și interesele. Sigur că nu sunt perfecte, știu asta, și că la un moment dat realizez că te-ai cam săturat și de Netflix, că cam aceleași chestii, că nu mai are prospețimea de la început, dar asta e normal. Și oricum, repet, prin comparație cu al milionule Avengers, pare de a dreptul artă. Vreți să facem un întreg video pe subiectul ăsta? Facem. Bun, ideea este că în principiu aceste alternative mai sănătoase, mai inteligente și care îți oferă mai multă libertate încep să câștige teren. Și dacă tot am ajuns la online, hai să vorbim despre al doilea topic din titlu, adică telefonul. Soția mea mă ceartă zilnic. Bă, nu mai sta atâta pe telefon. Realitatea însă pe care o arată steațurile de utilizare este că ea stă mai mult decât mine, dar nu despre asta este vorba aici. Picătura asta chinezească mi-a ridicat de fapt o altă întrebare. Ce facem de fapt atunci când stăm pe telefon? Ce consumăm? Nu a devenit cumva și ăsta un flagel? Zilele trecute eram cu motorul prin oraș și la un moment dat într-o intersecție la unirii am ajuns paralel cu un BMW decapotabil condus de un șmecher care evident avea în dreapta pe PC. PC din aia cu unghii false foarte lungi și botic tunat. Și alte chestii tunate. Ghiciți ce făceau oamenii la semafor vara într-o decapotabilă superbă. Se uitau pe telefon. Amândoi. Vă spun imediat și la ce. Dar scena asta de singurătate în doi mi s-a părut izbitoare. Fiind pe motor, am putut să văd la ce se uitau. Ea era pe Instagram și el pe Facebook. Scrollau continuu, iar comunicarea dintre ei nu exista. Păi și ce ai fi vrut blea să facă? Bă, nu știu, parcă să se pupe sau să se uite unul în ochii altuia ar fi fost mai logic, nu știu. Ideea e că atunci când s-a dat verde, el a pus jos plictisit telefonul, iar ea a continuat să facă scroll. Nu știu dacă ei sunt relevanți ca și categorie socială, dar sigur vi s-a întâmplat și vouă ca cineva să se uite în telefon când vorbești cu el sau că cineva întrerupe o discuție pentru că a apărut o notificare de că, că oamenii nu mai pot bea nici măcar o bere împreună fără să se holbeze în telefon. Sau atunci când te contrazici cu cineva, este imposibil ca acel cineva să nu scoată telefonul, să se uite pe net și să-ți arate cât ești de prost și cât de puțină dreptate ai. Ai pățit, așa -i? Și aici am să mai fac o foarte scurtă paranteză. De fapt, acest din urmă exemplu ascunde un tip nou de comportament, mult mai profund și mai periculos. Oamenii au început să trăiască cu senzația că dacă au un buzunar un telefon cu acces instant la net, asta îi face automat și mai deștepți și mai informați total greșit. De fapt, ceea ce îți oferă netul este un tip de informație disparat și trunchiat. Ca să înțelegeți mai bine, orice posesor de telefon devine brusc expert în fizică nucleară sau în pictura din perioada renașterii. Google it și pac, ești Dumnezeu în domeniul la Băi, ești prost. Nu mai contează că poate ăla care chiar se pricepe are o pregătire în domeniu, că a făcut poate o facultate, că a citit o tonă de cărți ca să știe ceea ce știe. L-ai anihilat cu un swipe. Că a zis pe că nu e așa. De fapt, ce face ăla pregătit este că el e capabil să pună informația în context, că vede tabloul în ansamblu lui, că înțelege cum se încadrează acea informație în peisaj. Pe când tărâmbetele care te bate cu telefonul are bits and parts de informație, nici de cum viziune de ansamblu. Da, uneori chestia asta ne face baroganți și proști. Cât despre informația de actualitate, nici nu mai vorbim. Nu mai contează să zicem că interlocutorul tău știe politică internațională. Na, tu ai citit că a scris un tovarăș de-al tău pe Facebook că e nașpa asta cu emigranții sau că omul nici măcar n-a ajuns pe lună, ca să reluăm exemplul de mai devreme. Înțelegeți inepția și ridicolul situației. Și asta ne ajută să revenim la subiect. Ce consumăm de fapt pe telefon? Și vom începe prin a renoda firul ideii cu televizorul. Spuneam că mulți pleacă de la premisa simplă în alb și negru. Televizorul e rău, online e bun. Cam ca în ferma animalelor. Să fie oare așa? Hai să vedem ce este săptămâna asta în trending aici pe YouTube. La momentul conceperii acestui video, în vârf tronează Carmen de la Sălcioa, specia manele cu 4,3 milioane de views făcute în mai puțin de o săptămână. Urmată îndeaproape de Jador Bogdan Mocanu și încă vreo câteva cuvinte cu Mireasa Promo 2019, tot manele. Mai e și Culiță Sterp cu și toți munții aș muta, tot manele. Apoi mai sunt odioasele televiziuni menționate mai sus, alea cu cine cu cine, care cu care, televiziuni care fac view-uri de rup pe YouTube. Uite, puterea dragostei de la Canal D și mai sunt exemple gârlă. Liviu Guță stă și el bine în trending. Și printre ei se mai găsesc și creatori autentici de pe YouTube. Printre ei. Deci, cum e? Bun, dacă pe cea mai mare platformă video treaba asta așa, haide să ne uităm puțin și la intelectualii care încă citesc pe net în Românica. Pe primele locuri, detașat se găsesc publicațiile tradiționale. Cancan.ro și Libertatea cu trafic de ordinul zecilor de milioane de accesări și milioanelor de unici. Ö, păi cum? Tot ăștia? Răspuns, da. Mai sunt tot pe treapta cea mai de sus a topurilor, site-urile televiziunilor. Realitatea Digi România TV. Păi stai bă, cum așa? Foarte simplu. Consumăm de fapt la greu acest gen de conținut și suntem foarte ipocriți. Cred că am ajuns la o concluzie, nu? Știu, unii vor spune, eu și prietenii mei nu consumăm așa ceva. Așa și? Poate să fie chiar așa, nu contrazic pe nimeni, doar că realitatea este că ceilalți toți consumă. La greu și pe TV și pe online tone de junk. Așa că, măcar atât, hai să nu ne mai erijăm experiențele personale în statistici relevante. Știi cum e? Primul pas în a remedia o situație este să accepti că ea există și de abia încolo ar începe rezolvarea. Să ne mai întoarcem puțin la telefon. Pe lângă tot acest conținut de largă valoare intelectuală, mai este unul pe care îl devorăm grav pe telefon. Scrollul abrutizant prin Facebook și Instagram. Dai swipe până ți se atrofiază creierul și ți se blochează încheieturile. Și ce vezi de fapt? Păi ce-a mai zis unul altul? Păi unde a mai fost unul altul prin vacanță? Spiciuri motivaționale de la amicul sau amica proaspăt divorțată, bullshit, bullshit, bullshit. Bârfă și voyeurism, A, și urechism. Ăia care îți spun ei cum e cu viața, cu politica, cu Dumnezeu. Taste. Și totuși, cel mai probabil, încheierea mea pentru acest video vă va surprinde. Am spus la un moment dat că sunt acuzat că stau prea mult pe telefon. Și m-am întrebat și eu, ia să vedem ce dracu fac toată ziua pe telefon. Pui dimineață citesc știrile. Mi-am pus câteva agregatoare bune și m-am abonat la câteva surse decente, atât cât m-am priceput și eu. New York Times, The Guardian, Engadget, Verge. Ok, nu este cine știe ce, dar pe de altă parte sigur nu este nici cancan.ro. Mă mai uit când și când pe Mediafax peste titluri. Dacă nu sunt prea senzaționaliste, poate mai intru și pe articol. Din România cam atât. În ceea ce le privește pe cele de afară, vorba lui Caragiale, măcar știu cum combat, adică cu cine țin și pot astfel să-mi formez o părere. Apoi folosesc telefonul la citit cărți. Am o grămadă de cărți în el și m-am obișnuit să citesc de pe ecran. Nu voi dezvolta acest subiect să nu zică lumea, ia uite-l mă și pe ăsta, aiete unde era Cioran. Ideea este că pot căra o mulțime de cărți în buzunar și că nu am nostalgia a coperților de carton și a mirosului de tipăritură, așa cum o ard intelectualii prin centrul vechi. Apoi mă uit la filme și seriale, destul de mult. Adesea mi să mai deschid laptopul sau televizorul, așa că mă trântesc seara în pat cu câte un film bun, mai ales cu alea la care nu vrea să se uite și soția mea și îl mai folosesc din greu pentru job. Notițe, informații, aplicații, site-ul de la zonă, YouTube, bla bla bla. Mă rog, și restul chestiilor pentru care oamenii folosesc telefonul în general. Hărți, comandat de mâncare și așa mai departe. Și iată un prim răspuns ca replică la reproșul de mai devreme. Nu telefonul în sine contează sau timpul petrecut pe el ci conținutul pe care îl consumi, cât e de bun sau de prost. Este același drac dacă citești o carte sau vezi un film bun pe telefon sau le consumi de pe hârtie sau de pe ecranul cinematografului. Sigur, la acest din urmă exemplu mă refer strict la conținut. Telefonul este o unealtă, așa cum este de fapt și televizorul. Încheie acest video clar prea lung cu o chestie fabuloasă spusă de Edward Morrow, un producător TV foarte tare de prin anii 50 despre televizor. Acest instrument te poate învăța, te poate ilumina, da, te poate chiar inspira, dar poate să facă asta doar în măsura în care oamenii aleg să-l folosească în acest scop. Altfel, nu este nimic altceva decât niște fire și lumină într-o cutie. Așa e că se aplică perfect și telefonului 70 de ani mai târziu. Gata, sper că nu v-am plictisit prea tare. E un video lung, dar au fost multe de zis și probabil și mai multe au rămas pe din afară. Dacă totuși n-ați primit răspunsuri, dar aveți și mai multe întrebări, atunci e de bine. Asta este și ideea. Dacă v-a plăcut totuși, abonați-vă pe acest canal și spuneți-vă deschis opinia în secțiunea de comentarii. Baftă!